Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Iuda, la Epistola lui Iuda. Vom încerca să parcurgem această carte împreună astăzi. Vom parcurge cât putem în această dimineață și restul după masă. Am început săptămânile trecute ca să parcurgem câteva din cărțile acestea mai scurte din Sfânta Scriptură. În săptămânile care au trecut ne-am uitat din Vechiul Testament și astăzi aș vrea ca să ne uităm la această carte din Noul Testament și intenționam ca să ne uităm și la Iuda și la Filimon, dar Iuda este o carte așa de bogată, deși este așa de scurtă, încât cred că merită devotat toată ziua de astăzi la ea. Scopul, așa cum țineți minte, este ca privind la un text, la o carte mai concisă, să ne deprindem ca să studiem fiecare dintre noi, în mod personal și cu familiile noastre, Cuvântul lui Dumnezeu. Câteodată când e o carte foarte mare, dacă te-a pus să studiezi cartea Isaia, de exemplu, pare a fi ceva extrem de dificil și de imens, când voi putea să parcurg eu sau să înțeleg eu toată această carte și sunt atâtea aspecte istorice și profetice că la un moment dat te împodmolești și zici nu înțeleg, nu pot, nu o să pot niciodată ca să ajung la capătul ei, la sfârșitul ei. Dar când luăm texte așa mai concise, parcă putem să le cuprindem. Adică, până la urmă, dacă ne uităm la cartea Iuda, ea încape toată pe o foaie A4. Deci, realmente, poți ca să o memorezi, până la urmă, foarte, foarte ușor. Și totuși există o profunzime și o bogăție, pentru că tot ceea ce Dumnezeu a lăsat în Sfânta Scriptură este de folos, este necesar pentru o viață de credință, o viață de evlavie. Așa cum ziceam și la trecută, scopul este ca să parcurgem cartea împreună, să o studiem împreună și voi să continuați acest studiu acasă. Nu o să vă pun să ridicați mâna care dintre voi ați continuat studiile din cărțile din Vechiul Testament, pentru că nu vreau să vă fac să mințiți în biserică. Vă dau o șansă să vă pocăiți și să le studiați de acum înainte, da? Dar asta este scopul. Scopul este să vă pornesc apetitul încât să ziceți, măi, dacă într-o oră am putut ca să parcurgem această carte și să primim atâtea lucruri minunate din ea, cu atât mai mult aș putea eu în timpul săptămânii să studiez și să beneficiez de toată bogăția care este prezentă. Da? Hai să începem făcând o mică introducere la această carte, să înțelegem un pic contextul și alte date importante despre ea. Prima întrebare care trebuie să ne punem este cine a scris cartea Iuda? Răspunsul pare evident, Iuda a scris cartea Iuda. Dar întrebarea este, care Iuda? Care Iuda a scris cartea Iuda? Iuda se identifică în primul verset, Iuda, roba lui Hristos și fratele lui Iacov. Deci nu este nicio discuție că cineva numit Iuda a scris această carte. În Noul Testament avem 6 personaje, 6 persoane care poartă numele Iuda, printre care sunt și 2 dintre cei 12 ucenici. Este Iuda Iscariotianul, da? Și care e celălalt? Iuda? Nu Iscariotianul, da? Ioan 14:22. Deci în Ioan 14:22 vedem că este Iuda Iscariotianul cel care a fost izgonit la un moment dat și este un alt iudea care este numit Iuda, nu Iscariotianul. Și probabil că dacă ai fi fost făcut parte din ucenicii Domnului Iisus Hristos, da? Sau dacă ai fi făcut parte așa dintr-un comitet bisericesc de 12 membri în care unul a fost izgonit afară pentru păcatul lui și s-a sinucis până la urmă și te chema la fel ca și el, pe el îl chema Mihai și pe tine te chema Mihai, probabil că ai vrea ca să spună Mihai, nu ăla care a fost dat afară și a comis toate păcatele astea și s-a sinucis, da? Ți-ar părea bine să fii identificat ca și nu ăla, celălalt, da? Deci avem Iuda, Iscariotianul, cel care l-a trădat pe Domnul Iisus, și Iuda, nu Iscariotianul, da? Și Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, este foarte bine, am auzit un răspuns, nu a făcut parte din cei 12. Este o lecție foarte bună și aici despre felul în care Dumnezeu privește problema nepotismului. Când Domnul Iisus a chemat ucenicii din start, n-a zis prima dată eu pe frații mei,
Da, ăștia sunt frații mei până la urmă, ei trebuie să aibă preferință și după aia mai văd eu, mai găsesc câțiva să completez. Nu, nu. Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, nu face parte din cei 12, da? De fapt, am văzut când am studiat împreună și vom continua studiul nostru prin Ioan, că frații Domnului Iisus Hristos nici măcar nu credeau în El spre sfârșitul vieții Lui. Da, la un moment dat îl îndeamnă să meargă și să se facă cunoscut, pentru că nimeni nu face asemenea lucruri în întuneric. Și Ioan comentează și spune, nici măcar frații lui nu credeau în el. Deci cine a scris cartea? Iuda. Într-adevăr, istoria, tradiția și indicii interne ale cărții ne indică că este Iuda fratele Domnului Iisus. Este fratele mai mic a Domnului Iisus, după mamă doar, evident. În Matei 13, 55, vedem identificată familia Domnului Iisus Hristos. Textul spune, oare nu este el fiul tâmplarului, nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Da? Radu mă întreba pe mașină, cum pot, de exemplu, ăștia cu Biserica Catolică să zică că Maria a rămas perpetu virgină? Nu știu cum pot. Nu știu cum pot. N-am pătruns tainele inventate de ei ca să justifice Matei 13 cu 55. Da? Dar nu ai cum. Maria, după ce l-a născut pe Domnul Iisus Hristos, care a fost zămislit prin Duhul Sfânt, a fost o femeie normală, o femeie care a trăit o viață normală cu soțul ei, a avut copii, o femeie într-adevăr credincioasă, o femeie într-adevăr care este un exemplu pentru noi, pentru că a fost un instrument în mâna lui Dumnezeu, dar o femeie normală, o femeie ca și orice altă femeie din punctul acesta de vedere. Da? Deci, Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, este interesant și cred că din nou este o lecție pentru noi, felul în care Iuda se identifică. El nu zice, atenție, vă scriu eu Iuda, fratele meu Iisus, da? Nu zice asta. El zice Iuda, rob al lui Iisus. El înțelege că relația lui cu Domnul Iisus Hristos trebuie ca să fie una între domn și rob, între mântuitor și mântuit, chiar dacă au aceeași mamă, da? Nepotismul nu merge nici în biserică, nici în împărăția cerurilor. Da? Dacă Domnul Iisus Hristos nu-i Domnul tău, nu-i Mântuitorul tău, nu contează cine-i tatăl tău. Dacă n-a contat pentru Iuda, fratele după mamă a Domnului Iisus Hristos, nu contează că taică tău-i popă, că taică tău-i în nu știu ce comitet, nu contează. Contează dacă îl ai pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitorul tău și dacă ești rob al lui Hristos. Da? Iuda se identifică aici ca și rob al lui Hristos și fratele lui Iacov. Cine e Iacov? Evident, fratele lui Iuda și fratele Domnului Iisus, da? La un moment dat, apropo, și pentru copii e o lecție bună când iau examene la școală. De multe ori, răspunsurile la unele întrebări se găsesc în întrebările anterioare. Trebuie numai să fii atent, da? Fratele lui Iuda și fratele Domnului Iisus Hristos este păstorul bisericii din Ierusalim, da? Este păstorul bisericii din Ierusalim. Ceea ce mai știm despre acest Iuda, despre fratele Domnului Iisus Hristos, este că n-a fost apostol, cel puțin nu apostol cu A mare, în sensul celor 12 sau celor 12 plus 1 cu apostolul Pavel. Vedem lucrul acesta, de exemplu, dacă citim și în Fapte 1, la 13, la 14, felul în care sunt identificați, frații Domnului Iisus Hristos sunt identificați separat și este evident că el nu face parte din această categorie. Știm că a fost căsătorit, știm lucrul acesta pentru că apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 9 cu 5, când spune, n-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa, da? Și știm că a fost târziu ca să fie convertit prin faptul că am văzut în Ioan 7 cu 5 că nici frații lui nu credeau în el. Avem așa un tablou al autorului nostru, știm cine este. Este într-un fel un personaj important, pentru că este fratele Domnului Iisus Hristos, și în alt fel un personaj
nu foarte important, pentru că nu este unul dintre apostoli, nu este un personaj principal neapărat în dezvoltarea Noului Testament. Când a fost scrisă cartea aceasta, da? Istoria ne spune că probabil este scrisă undeva între anul 67 și 70. Probabil. Indiciile sunt destul de bune. În versetul 17 avem un indiciu când Iuda spune să ne aducem aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Pare să fie o aluzie mai ales la vorbele transmise lor prin apostolul Pavel și prin apostolul Petru și pare să fie o aluzie la faptul că aceștia nu mai sunt în viață. Felul în care el vorbește, sintagma folosită, ne indică că Pavel și Petru sunt morți la acest moment. Știm din istorie că Pavel moare undeva în 67 și Petru undeva în 64. Deci probabil, odată cu moartea apostolului Pavel și apostolului Petru, vă imaginați că acum deja există un vid în sânul bisericii primare, Iuda scrie după acest eveniment ca să avertizeze biserica, ca să încurajeze biserica. Deci probabil undeva după anul 67 și credem că înainte de anul 70, pentru că anul 70 este un eveniment foarte important. Ce se întâmplă în anul 70? Distrugerea templului, da? Și atunci probabil că când citim în Iuda despre judecățile lui Dumnezeu, vom vedea imediat că el listează anumite judecăți, dacă distrugerea templului s-ar fi întâmplat deja, speculăm doar că el s-ar fi folosit de acest eveniment. Deci undeva în această perioadă de timp, oricum după anul 67 și undeva în jur de anul 70 sau înainte de anul 70. Ceea ce știm este că se află într-un timp de persecuție. O persecuție externă a bisericii, în care lumea era foarte ostilă. Da? Vedem epistolele apostolului Petru, care sunt scrise, sunt în același context. A doua epistolă lui Petru, de exemplu, vizează clar persecuția externă, dar și persecuția internă a bisericii. Da? Ambele epistole, 2 Petru și Iuda, vizează persecuție externă și internă. În Iuda, cu atât mai mult și mai explicit, aspectul intern. Deci există o stare de grijă, de îngrijorare, de persecuție, de suferință. Creștinii se confruntau cu această persecuție din partea lumii, din partea Imperiului Roman, dar în același timp vedem că există o persecuție internă din partea învățătorilor falși. Învățătorii falși care în 2 Petru, dacă citiți acasă, vedem că Petru spune că vor veni, da? Acum sunt deja prezenți în sânul bisericii. Da? Și să știți, e mult mai ușor pentru o biserică să reziste la persecuția externă. Mult mai ușor. Mult mai ușor pentru o biserică, oricât de mică și neînsemnată ar fi ea, să facă față la persecuția externă. Da? Europa va începe să ne persecute pentru crezul nostru, pentru faptul că nu vom căsători homosexual, pentru faptul că nu vom spune păcatului bine. Da? Și vom face față la această persecuție, unde biserica va avea o dificultate extremă să facă față, sunt când acele idei încep să apară în amvoanele noastre. Mult mai greu este pentru enoriași, pentru credincioși, să facă față la asaltul care vine de la predicatorul lor, de la păstorul lor. Dacă Europa spune bisericii că homosexualitatea e ok, este una, și dacă păstorul spune bisericii că homosexualitatea e ok, este total altceva. Imaginați-vă ca de mâine să vă treziți într-o biserică în care cei care conduc biserica au aceste idei seculare și moderne. Cât de greu este ca să faci față la o asemenea persecuție. Și biserica aceasta și credincioșii din acea vreme au de a face cu persecuție din exterior. Imperiul Roman îi persecuta pentru că îi credea imoral, pentru că îi credeau ciudați, îi credeau că aveau tot felul de convingeri ciudate. Și în același timp, în interiorul bisericii, în sânul bisericii, se infiltrează acești învățători care dau învățătură falsă, care trăiesc o viață de păcat și care spun că este în regulă să se trăiască
în așa fel. În 2 Petru 2, de la 1 la 2, Apostolul Petru prevestește acest lucru. El spune în felul următor: în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți, mulți îi vor urma în destrăbălarea lor, da? Deci ați observat ce zice Pavel. Vor fi, vor veni în mijlocul bisericii învățători mincinoși. Și el cred că se referă aici nu doar la faptul că vor apărea pe scenă învățători mincinoși, că erau și în vremea lui Pavel și în vremea lui Petru, da? Foarte multe dintre epistole sunt scrise să combată învățătorii mincinoși. Epistola către Galateni combate problema legalismului și problema necesității tăierii împrejur și problema faptului că mântuirea doar prin har și doar prin credință n-ar fi suficientă, da? Diferența este, zice Apostolul Petru, că vor veni în biserică și se vor infiltra, vor strecura, vor fi acceptați și mulți dintre voi veți umbla după ei. Până la Petru și până când Pavel și cu Petru sunt în viață, învățătorii sunt, circulă, dar biserica îi elimină. Și acum Petru zice, va veni vremea în care ei vor face parte din biserică și vor fi acceptați din biserică, da? La fel cum zice Apostolul Pavel, de exemplu, la un moment dat, că bisericile își vor da învățători după placul lor, după poftele lor, după poftele lor firești, da? Și acum în Iuda observăm că deja această prezicere, această prorocie s-a împlinit. Iuda nu mai vorbește la viitor că aceste lucruri se vor întâmpla. Iuda îi prezintă ca și fiind deja în mijlocul lor, da? Prorocia lui Petru acum este împlinită. Priviți ce zice Iuda la versetul 4. Căci s-au strecurat printre voi, nu se vor strecura, s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta. Cei mai mulți comentatori spun că această referință la scriși de mult pentru osânda aceasta este vorba de 2 Petru. Este vorba de ceea ce zice Petru. Petru v-a spus că asta se va întâmpla și acum s-a întâmplat. Nu vă mirați. Oamenii aceștia v-am spus deja. Și acum Iuda spune, s-a întâmplat, sunt acolo. Oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Și tăgăduiesc pe singurul nostru, adică neagă, pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Da? Posibil, probabil că există o corelare între moartea apostolilor Petru și Pavel și infiltrarea învățătorilor falși în biserică. Da? Acești doi titani ai credinței mor, autoritatea lor care proteja biserica dispare și biserica este mai vulnerabilă la aceste atacuri. Și într-un timp foarte scurt, din 67 în 70, da? În 2-3 ani, bisericile încep ca să fie date peste cap. Și asta este motivația lui Iuda. Motivația lui Iuda, asta trebuie ca să înțelegem, fundalul pe care scrie Iuda, este grija aceasta care o are pentru creștini din cauza persecuției externe, dar mai ales din cauza diviziunilor și tot ceea ce se întâmplă, toată răzvrătirea asta internă cauzată de învățătorii falși. Și Iuda scrie această epistolă cu scopul de a avertiza pe credincioși să se ferească de acești învățători falși, da? Să se ferească de doctrinele lor, de învățătura lor, pentru că până la urmă Iuda vizează credința, doctrina, învățătura, dreptarul învățăturii dat odată pentru totdeauna sfinților. Deci feriți-vă de învățătura acestor oameni și feriți-vă de felul de viață acestor oameni, da? Ei au învățătură eronată și au o practică eronată, da? Și să-i încurajeze să lupte, să se zbată pentru credința, pentru învățătura, pentru doctrina, pentru Evanghelia care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Trebuie să te lupți pentru asta. Trebuie să te lupți cu lumea pentru asta, dar mai ales trebuie să te lupți în cadrul bisericii, să veghezi, să disciplinezi, să predici, să mustri. Viața creștină este o luptă.
Dacă vii la adunare și dormi în bancă, nu-ți faci datoria de a lupta pentru credința. Dat-o dată pentru totdeauna. Voi aveți datoria să judecați tot ceea ce spun eu și ca și cei din Berea să cercetați să vedeți dacă este adevărat. Nu vă bazați doar pe faptul că eu sunt un băiat de treabă. Astăzi sunt un băiat de treabă. Prin harul și mila lui Dumnezeu. Mâine nu mai știu și nu vă pot garanta. Asta ține tot de harul și mila lui Dumnezeu și voi aveți obligațiunea ca să vegheați asupra mea și asupra dumneavoastră și asupra învățăturii date din acest amvon, indiferent cine urcă în acest amvon. Lupta pentru integritatea Evangheliei este o luptă continuă care o duce credinciosul. Nu se termină niciodată. Nu se termină niciodată. Cartea este împărțită, vă dau o schiță foarte repede și vom urma această schiță și probabil vom privi câteva din punctele ei în această dimineață și restul în această seară. Cartea începe cu salutarea, cu un salut din partea lui Iuda la versetul 1 și 2, după care face o scurtă introducere la versetul 3 și 4, unde ne arată motivația pentru care el scrie cartea. După aia, la versetul 5 până la versetul 15, avem un avertisment împotriva învățătorilor falși și în același timp și către învățătorii falși. Deci avertizează biserica și avertizează și învățătorii falși. De ce? Epistolele acestea erau scrise ca să fie citite public. Da? Biserica primea epistola, vă imaginați scena, da? Deci sunt acești învățători falși care veneau și ei pe la amvon și dădeau tot felul de erezii. Și vine această epistolă de la Iuda, de la fratele Domnului Iisus Hristos. Și un frate din biserică se ridică și spune, ok, acum toată lumea stă jos și vreau să vă citesc această epistolă. Da? Și printre biserică, printre cei care stau jos, sunt credincioși adevărați și sunt învățătorii falși. Avertizmentul este pentru cei care sunt victimele și către cei care sunt agresorii. Da? Adică avertizment pentru credincioși și către cei care sunt învățătorii falși. De la versetul 16 avem o descriere mai personală a caracterului lor și de la versetul 17 la 23 avem o încurajare pentru credincioși, îndemnuri cum să confrunte și cum să poarte această luptă împotriva învățătorilor falși. Și finalul cărții, la versetul 24 și 25, este această doxologie minunată în care se ridică o laudă la adresa lui Dumnezeu. Este probabil una dintre cele mai frumoase doxologii din Sfintele Scripturi. Bun, haideți acum să ne uităm, având această schiță, având contextul cărții, haideți să ne uităm la această epistolă. În primul rând, salutarea sau salutul lui Iuda, versetul 1 și 2. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Deci aflăm cine scrie, Iuda, nu mai intrăm în detaliu pentru că am dezvoltat suficient. Aflăm către cine se scrie, da? Este destinată în mod special, specific, către o grupare de oameni și trebuie să vezi dacă faci parte din această grupare, și anume către cei chemați, către cei chemați și precum peste tot, în epistolele Noului Testament, când acest termen este folosit, se referă la chemarea eficace a lui Dumnezeu față de cei aleși. Am putea traduce, fără ca să greșim, către cei desemnați sau către cei aleși. Da? El vizează biserica adevărată, cei cu adevărat credincioși, cei aleși de Dumnezeu, cei chemați de Dumnezeu, care se află în mijlocul unei adunări în care sunt și aleși și nealeși, și convertiți și neconvertiți, și cei pecetluiți cu Duhul Sfânt, și cei care nu au Duhul Sfânt, și cei care cred în credința dată odată pentru deauna Sfinților, și cei care o neagă. Și Iuda vine și spune, cuvintele acestea sunt în primul rând pentru cei chemați de Dumnezeu, pentru cei aleși de Dumnezeu. Și spune el, acești chemați sunt iubiți de Dumnezeu. Da? Ce frumos să observi că sunt cei chemați în trecut. Da? Chemarea noastră este din veșnicie eternă. Noi am fost chemați de Dumnezeu. Evident a fost și o zi în care în mod real, practic, am fost chemat prin lucrarea Duhului Sfânt la credință.
Dar când vine vorba despre statutul nostru în relația de dragoste, Iuda spune că suntem iubiți, cei ce sunt iubiți, și folosește prezentul perfect în mod continuu. El spune, ai fost chemat în eternitate trecut, da? Și ești iubit de Dumnezeu în mod constant. Ai fost iubit atunci când ai fost chemat, dintotdeauna, în inima lui Dumnezeu, tu ești un iubit al lui Dumnezeu, dar dragostea aceea persistă în mod activ. Tu acum ești iubit de Dumnezeu. Tu acum, scump credincios, le spune Iuda, în această persecuție. Romanii vor să te omoare. Predicatorii mincinoși vor să te excludă din biserică. Și tu trebuie să știi că ești un chemat al lui Dumnezeu care chiar în mijlocul persecuției ești în mod continuu iubit de Dumnezeu. Foarte important pentru ei să înțeleagă această încurajare. Foarte minunat pentru noi să știm că hotărârea lui Dumnezeu în eternul trecut aduce cu ea o dragoste care va persista pentru eternul viitor. Că suntem iubiți în mod continuu și că nu va exista un timp în care nu vom fi iubiți de Dumnezeu. Foarte mult se predică despre faptul că da, Dumnezeu a făcut o alegere cândva, dar după aia depinde de tine. Depinde și de tine. Dar depinde de faptul că Dumnezeu te iubește în mod continuu. Nu te-a iubit doar cândva. Nu te-a iubit doar la cruce. La cruce este dovada supremă a dragostei lui Dumnezeu față de tine. Dar El te iubește și acum, în mod continuu și în mod activ. Ai fost chemat și ești iubit. Și întotdeauna vei fi iubit de Dumnezeu. Și Iuda spune că lucrul acesta se dovedește și prin faptul că cei chemați și cei iubiți în mod continuu sunt păstrați. Iuda spune că sunt păstrați pentru Iisus Hristos. Da? Pentru Iisus Hristos. Ce minunat să știi că ai fost chemat, că ești iubit în mod continuu și de dragul lui Hristos. Ești păstrat de Dumnezeu, ești îngrijit de Dumnezeu, ești protejat de Dumnezeu. Sper că ați observat ce minunat identifică Iuda identitatea noastră ca și creștini în relatare cu Dumnezeu. Da? Iuda nu spune nimic aici despre noi în primul rând, despre acțiunile noastre. Ci toată identitatea noastră el o construiește în acest mod trinitar. Da? El spune, chemați prin Duhul Sfânt, da? Evident, chemarea se face prin Duhul Sfânt, iubiți de Tatăl, asta este și motivația chemării, de aia te-a chemat pentru că te-a iubit, pentru că a hotărât să te iubească. Și păstrați, zice el, pentru Hristos. Da? Toată Trinitatea se relaționează cu persoana credinciosului. Și Iuda le spune, încurajarea este că toată dumnezeirea se relaționează într-un fel minunat față de tine. Da? Dumnezeu te-a iubit, Duhul te-a chemat și de dragul lui Hristos toată dumnezeirea lucrează să te păstreze. Nu din cauza ta, nu pentru că cine ești tu, nu pentru cine sunt părinții tăi, nu pentru că tu ai putea ca să faci ceva fantastic și minunat sau că ai multă putere, ci pentru Hristos. În Biblie găsim de multe ori sintagma că suntem păziți, de exemplu, sau suntem ascunși în Hristos. Și este foarte adevărat. Dar aici Iuda ne arată un alt aspect al păzirii noastre. De ce suntem păziți? Suntem păziți pentru Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos, de exemplu, în Ioan ne spune că El a primit din partea Tatălui pe toți cei care Tatăl i-a dat Lui. Noi suntem al Lui Hristos. Și Dumnezeu, de dragul lui Hristos și pentru jertfa lui mare, ne iubește și ne păstrează și ne ține în harul, în harul său. Da? Mântuirea noastră, statutul nostru, are mai mult de a face cu Dumnezeu decât are cu noi. Valoarea noastră stă în faptul că suntem iubiți, stă în faptul că suntem păziți, stă în faptul că beneficiem de harul lui Dumnezeu pentru Hristos. Din cauza, pentru motivul că El s-a jertfit pentru noi. Noi suntem beneficiarii fără merit, dacă vrem să vorbim așa, a unei tranzacții în economia iubirii a lui Dumnezeu. În sânul Sfintei Treimi, înainte de întemeierea lumii, a fost această tranzacție de dragoste. Acest cadou din partea Tatălui Fiului și acest sacrificiu din partea Fiului spre Tatăl. Tatăl a dat Fiului un popor ales și Fiul a zis, eu mă voi duce și voi muri pentru ei. Să plătesc ceea ce se cuvine, ceea ce este drept. Apostolul Pavel explică că era necesar lucrul acesta, ca Dumnezeu să ne ierte păcatele și totuși să rămână drept. Dragostea lui Dumnezeu,
Tranzacția aceasta în sânul Sfântei Treimi are un cost pentru Dumnezeu. Nu este gratuită. El nu poate să zică, ai iubesc și nu contează că sunt păcătoși. Cineva trebuie să plătească pentru acest gest de dragoste și Hristos este Cel care plătește acest preț. Și noi suntem beneficiarii ale acestei decizii, ale acestei tranzacții, dacă vrem să o numim, să o numim așa. Și Iuda își încheie salutul, nu doar identificând care este autorul, el, și cine este destinatarul, ci vine cu o urare la sfârșit și ne arată care este dorința lui pentru acești oameni care sunt copiii lui Dumnezeu. Și anume, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Da? Îndurarea, adică mila lui Dumnezeu. De ce altceva are nevoie un credincios când se află sub persecuție, când se află sub suferință, când se află într-o biserică unde învățătura falsă deja este la putere, decât de mila lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să aibă îndurare față de noi. Nimic nu poate fi o încurajare mai mare decât să știi că există un Dumnezeu atotputernic și suveran care te iubește și care se poate îndura de tine, care se îndură de tine. Pacea lui Dumnezeu. Nu orice pace, ci pacea care o menționează Domnul Iisus Hristos în Ioan 14:27. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. O pace care transcende circumstanțele noastre. O pace care este ancorată în statutul nostru în Hristos și nu în statutul nostru în societate sau nu în starea noastră de sănătate sau în starea noastră financiară. O pace care transcende orice înțelepciune și orice înțelegere. Pentru că este o pace care vine de la Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt în noi. Este o pace obiectivă, este o pace supranaturală, care nu este dependentă de circumstanțele temporale. De aceea foarte mulți creștini și foarte multe biserici fac tot felul de prostii și au tot felul de decizii stupide. Pentru că nu au pace. Nu au pace. La un moment dat un filosof zicea că cele mai multe răuri în lumea aceasta s-ar putea evita dacă oamenii ar fi în stare să stea liniștiți. Dacă ar fi în stare să stea pe fundul lor și să stea liniștiți și să raționeze un pic. Dar pentru că oamenii n-au liniște, n-au pace lăuntrică, nu pot să stea liniștiți. Apare o problemă, trebuie să o rezolvi acum. Acum trebuie să o rezolvi, pentru că asta mi-atacă viața mea, asta îmi distruge toată pacea mea, toată starea mea lăuntrică. Eu trebuie să rezolv problema asta. Și nu stai să te gândești, mă, stai un pic. Care e de fapt problema? Care sunt metodele de rezolvare care mi le permite Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu și cuvântul lui despre această problemă? Tu deja te duci să rezolvi problema. Pentru că tu nu ai pace lăuntrică. Să stai liniștit să spui orice ar fi problema. Sunt în mâna lui Dumnezeu aceste probleme. Eu nu trebuie ca să mă grăbesc să le rezolv eu. Eu nu trebuie să fac orice. Eu nu trebuie să compromit orice. Și foarte mulți creștini iau decizii incorrecte. Foarte multe biserici iau decizii foarte proaste și neduhovnicești. Pentru că ei n-au o stare lăuntrică. Dacă ați, cei mai mulți probabil n-ați participat la o ședință de comitet. La ședințele de comitet, lipsa asta de pace e așa de evidentă. Toți îs... Ce facem? Cum facem? Mă, nu facem nimic. Stăm și ne rugăm și citim din Sfânta Scriptură și vedem ce ne spune Domnul. Frate! Cum o să... Uai! Mă, calmați-vă, mă, oameni buni. Voi aveți un Dumnezeu sau nu aveți un Dumnezeu? Cei mai mulți nu au. N-au pacea aceea care vine de la Hristos să spună, ok, e o mare problemă. Dar avem un Dumnezeu suveran. Avem un Dumnezeu care ne are în mâna Lui. Hai să luăm un pas înapoi, hai să respirăm pentru că nu se prăbușește lumea în jurul nostru. Dumnezeu ține lumea asta în mâinile Lui. Hai să vedem ce ne spune Dumnezeu să facem. Hai să vedem cum ne spune Dumnezeu să reacționăm în situația aceasta. Și recurg acești oameni, indivizi sau biserici, la tot felul de soluții omenești ca să-și restaureze pacea care e omenească. O pace omenească trebuie soluționată prin metode omenești. Să dobândească această pace omenească, să rezolve problemele acestea, cum știu ei și cum pot ei. De ce? Pentru că nu au o pace duhovnicească și nu au o credință prin Duhul Sfânt. Și dragostea lui Dumnezeu. Iuda folosește cuvântul agape în limba greacă, părtășie cu Dumnezeu. Da? Părtășie cu Dumnezeu. În primul rând, părtășia trebuie să fie cu Dumnezeu.
Dacă nu ai părtășie cu Dumnezeu, nu poți avea părtășie cu frații tăi, da? Dacă nu ai părtășie cu Dumnezeu, nu poți avea părtășie corectă cu societatea. Dacă ne întrebăm, de ce nu se iubesc oamenii în biserică? De ce nu au părtășie? De ce nu țin unii la alții? Pentru că nu-L iubesc pe Dumnezeu. Pentru că nu sunt într-o relație corectă cu Dumnezeu. Atunci când relația cu Dumnezeu este corectă, atunci când părtășia este intensă cu Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu care este dragoste și este în noi, se revarsă din inima noastră către cei din jurul nostru, da? Într-adevăr, dragostea lui Dumnezeu nu poate să crească față de noi. Ea este infinită. Dar experimentarea noastră a dragostei lui Dumnezeu poate să crească. Perceperea noastră a dragostei lui Dumnezeu poate să crească. Noi putem înțelege dragostea lui Dumnezeu. Putem înțelege profunzimea ei mai mult, lățimea ei, toate fațetele ei. Și lucrul acesta îl facem prin părtășia care o avem cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Său. Cu cât înțelegem mai mult cine suntem în Hristos, ce a făcut Hristos pentru noi, de unde ne-a scos, cum ne păstrează, care e lucrarea Duhului Sfânt, cu cât intrăm în părtășie mai strânsă și mai strânsă cu Dumnezeu, cu cât percepem și simțim dragostea lui Dumnezeu și cu cât vom acționa mai mult în dragoste. Pentru că avem în primul rând o părtășie cu Dumnezeu. Părtășia noastră cu Dumnezeu poate crește și trebuie să crească, da? Și dacă părtășia noastră cu cei dragi este așa de scumpă, atunci, în momentele de tulburare, fraților, când aveți o zi urâtă la servici, ce faceți? Așteptați să evadați, să fugiți unde? Acasă. În părtășie cu soția și cu copiii. De ce? Pentru că părtășia cu soții și copiii te calmează, da? Te liniștește, te face ca să... Nu-i sfârșitul lumei. Uite, totuși, eu am binecuvântarea asta minunată. Am o soție iubitoare, am o familie pe care o iubesc și care mă iubește. Totuși, viața nu e chiar așa de cruntă cum mi-am închipuit. Și dacă lucrul acesta ne dă atâta liniște, atâta pace, părtășia omenească, firească, poate produce asemenea sentimente. Cu cât mai mult ca să alergi atunci când ești în mijlocul necazului și să pui capul pe pieptul lui Dumnezeu. Metaforic vorbind, da? Evident. Cu cât mai mult lucrul acesta. Este nevoie ca să sporim în părtășia noastră cu Dumnezeu. Urmează, la versetul 3, la versetul 4, această introducerea lui Iuda, în care el dezvăluie care este motivația acestei epistole. El spune în felul următor: prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Iuda ne spune că el intenționa să scrie o altă epistolă. Felul în care el scrie aceste cuvinte ne dă de înțeles că el deja scria o altă epistolă, a început introducerea la o altă epistolă. Și dintr-o dată se simte silit. Eu de multe ori m-am întrebat, măi, ce scria în cealaltă epistolă? Ce scria în epistola aia despre mântuirea noastră de obște? Aș vrea să citesc epistola aia, da? Dar evident că Iuda consideră că acea epistolă poate fi pusă deoparte pentru că există o nevoie mai urgentă, da? Textul indică că el intenționa sau scria la această epistolă despre mântuirea noastră de obște, când brusc a întrerupt-o pentru că, zice el, m-am văzut silit să vă scriu. Întrebarea este ce l-a silit pe Iuda să scrie această epistolă de avertisment pentru credincioși. În primul rând, Iuda aude despre situația care există printre credincioși, printre ei. Aude că s-au strecurat învățători falși. Petru a zis că vor veni învățătorii falși și se vor strecura. Iuda acum aude că s-a întâmplat deja și devine o problemă urgentă pentru el. Acum acești învățători falși, acești lupi, sunt acolo, da? Căci s-au strecurat printre voi, sunt în mijlocul lor. Și el ne arată care este poziția acestor oameni, deci printre voi, ei sunt deja în sânul bisericii, și ne arată cum au ajuns acești oameni acolo. S-au strecurat. Câtă atenție trebuie să aibă Biserica lui Hristos.
ca să nu se strecoare printre ea. De aceea este așa de importantă ecleziologia bisericii de astăzi, da? Cum ajungi să faci parte dintr-o biserică? Cum poți rămâne într-o biserică? Păi știi, frate, te duci acolo la biserică și te întreabă cineva dacă vrei să fii membru și devii membru. Atât? Sau te duci, ridici o mână, te botează și tot ești membru. Și trec 30 de ani și ai o sumedenie de oameni a cărui credință n-a fost încercată, a cărui doctrină n-a fost probată și dintr-o dată stai și zici, măi, sau că am strecurat printre noi mulți care nici măcar nu sunt născuți din nou, sau că am strecurat prin comitet mulți care nici măcar nu știu unde începe și unde se termină Biblia, sau că am strecurat prin amvon tot felul de oameni care nu cunosc Evanghelia, sau că am strecurat. De ce? Pentru că biserica n-a vegheat. Biserica trebuie să vegheze ca în sânul ei să fie primiți toți cei care au credința dată odată pentru totdeauna Sfinților, care afirmă acea credință, care sunt gata să sacrifice pentru acea credință. Da? Cât atenție trebuie ca să avem ca și biserică să nu se strecoare în mijlocul nostru acești oameni. Cel rău nu vine cu armatele lui la porțile cetății. Gata, am venit la război. Nu așa vine. Cel rău trimite iscoade să se strecoare în cetate. Și când cetatea e plină de agenții aceștia secreți, la momentul potrivit se dezvăluie. Noi suntem, problema e că pe atunci sunt majoritatea deja. Pe atunci sunt în control deja, da? Satana vine cu daruri, cu vorbe dulci, cu pacea Domnului, dar nu există nicio pace. Cu pași mărunți, cu dragoste de frați, dar fără un pic de adevăr. Fără un pic de disciplină. Și încet, încet, acești oameni sunt acceptați, sunt promovați și fac parte dintre oamenii scriși de mult pentru osânda aceasta. Iuda ne spune că n-avem vreo scuză să nu veghem. Acești lupi au fost prevestiți în Sfintele Scripturi. Sfinții apostoli au avertizat biserica despre acești oameni. Hristos și-a avertizat biserica că vor veni asemenea oameni. Existența lor, prezența lor în mijlocul nostru, în mijlocul bisericii, nu ar trebui să ne surprindă deloc. Nu? Când păstorul este arestat și trimis la pușcărie. Wow! Cum se poate? Într-o biserică de pocăiți! Păi, n-ați citit Biblia? Peste tot pe paginile Sfintei Scripturi suntem avertizați. Voi n-ați văzut că trebuia să vegheați? Voi n-ați știut că dacă nu vegheați, acolo ajungeți? Că se strecoară printre voi și ajung învățătorii voștri? Noi n-avem nicio scuză să fim surprinși de aceste lucruri și n-avem nicio scuză ca să nu veghem. Acești oameni, spune Iuda, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc, neagă pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Oameni care sunt fără Dumnezeu în viața lor, în practica lor și în teologia lor. Da? Biblia arată cumva o dicotomie, o aparentă contrazicere. Sunt acești învățători falși care vin și dau libertate la păcat. Bă, faceți ce vrei. Faceți ce vrei. Nu scrie până la urmă Apostolul Pavel că se poate să mulțească harul? Și oamenii ajung așa de afon biblic vorbind, încât ei nici nu-și dau seama că Apostolul Pavel spune că să nu păcătuim să mulțească harul. Da, scrie, frate, scrie, într-adevăr, da? Ăștia sunt o categorie de învățători falși. În același timp, Biblia arată că sunt cei care vin cu bazme și cu tot felul de învățături închipuite și ne spune Apostolul că ei vin și fac inversul. Ce fac? Ei vin și interzic tot. Dar un legalism din ăsta. Interesant este că și ăia, până la urmă, ei nu trăiesc ceea ce predică. Da? Ca și... Deci nu trăiesc. Ei vin și zic, tu nu poți face aia, tu nu poți face aia, tu nu poți face aia, tu nu poți face aia. Ei le fac pe toate. Da? Ei le fac pe toate. Când sunt prinși, schimbă teologia. Har, fraților, har. Trebuie har, trebuie iertare. Pentru mine e foarte fantastic cum în biserici, de exemplu, unde se predică că se poate pierde mântuirea, nimeni nu și-o pierde. Păstori care-s prinși în curvie, care-s prinși cu furtul, care-s prinși beți, care-s prinși cu femei, care-s prinși cu bărbați. Și teologia aplicată nu îi au căzut de la credință să îi izgonim afară. Teologia ai har, iertare, perseverență. Da? Ironic, nu? De ce?
Pentru că nu există o temelie a învățăturii sănătoase. Nu știu ce înseamnă harul, nu știu ce înseamnă disciplina, nu știu ce înseamnă Evanghelia. Și oamenii aceștia, lipsiți de Dumnezeu, lipsiți de evlavie, să strecoară printre biserică și aduc în biserică teologia lor și aduc în biserică practica lor, așa pe furiș, da? Nu vin ei în prima zi și zic, uitați care e filosofia mea. Filosofia mea e că eu trebuie să am dreptul să curvesc. Nu! El vine și spune tot ceea ce trebuie, ți se pare că e duhovnicesc, vorbește despre dragostea lui Dumnezeu și așa mai departe și el poate că curvește în weekend, dar numai sâmbătă, dacă duminică e la biserică, da? Și după aia când îl prinzi, vine și îți spune un pic, băi, uite, hai să-ți explică, de fapt, cu mâini, cu restaurarea, cu așa, cu așa, și așa mai departe. Dar pe furiș, pe ascuns. Acești oameni, spune Iuda, sunt deja în mijlocul lor. Există o situație urgentă. Există o necesitate urgentă și urgența epistolei devine evidentă când realizăm în ce pericol este această biserică. Închipuiți-vă, ca să înțelegeți sentimentul, închipuiți-vă copiii voștri acasă, departe de voi, cu ușa închisă, cu poarta închisă, total singuri, crezi că sunt în siguranță și ești înștiințat că în casă la tine este un lup mare și flămând. Cât de urgent ți se va părea ca să ajungi la copiii tăi? Cât de urgent ți se va părea ca să le spui să iasă repede de acolo din mijlocul lor? Cât de repede vei vrea să iei legătura cu ei? Vei sta așa să aștepți, știi, pe ei? Vom vedea, nu știu, săptămâna viitoare poate că mă duc să văd cum fac copiii, ce mai fac. Nu! În momentul acela vei pune jos tot ceea ce faci, vei suna la 112, te vei urca în mașină și vei fugi la tine acasă. De ce? Pentru că îți iubești copiii și pentru că înțelegi pericolul care există. Dar poate că nu este suficient de plastic acest exemplu. Poate că animalul este de o altă natură, mai grav. Și este, acești oameni nu sunt doar lup rupitor care vor să sfâșie și să omoare și să termine. Scuzați indecența dacă o percepeți așa. Dar dacă ați aflat știrea că în casa dumneavoastră, închiși cu copiii dumneavoastră, este un pedofil, care nu vrea doar ca să-i omoare, ci vrea ca să le distrugă inocența și să le fure sufletele, ce ai simți în momentul acela? Când înțelegi sentimentul acesta, că undeva la distanță există niște copilași care sunt închiși într-o casă cu un violator, încep să înțelegi de ce Iuda scrie așa de urgent și așa de drastic și așa de violent față de acești oameni. Încep să înțelegi de ce unii predicatori strigă din gura mare, atenție la lup! Și restul zic, n-are dragoste. Pentru că nu înțeleg cine e închis în biserică cu copiii aceia. Că nu înțeleg cine stau în acele amvoane și ce vor să facă cu acei copii al lui Dumnezeu. N-ai dragoste, frate. Pentru lup n-am dragoste. Lupul trebuie împușcat, nu trebuie îmbrățișat. Lupul trebuie izgonit, nu trebuie acceptat. Oamenii aceștia care nu vor să distrugă doar trupul, ci dacă ar fi cu putere, vor să fure inocența, vor să distrugă sufletul. Sper că acum să înțelegeți sentimentul de urgență care o simte Iuda pentru Biserica lui Hristos. Sper să înțelegeți sentimentul care ar trebui să o simțim noi față de cei care stau sub asemenea învățătură. Cu siguranță, aceste animale, aceste bestii, vor plăti pentru faptele lor. Vor plăti pentru felul în care au maltratat Biserica lui Hristos. Cu siguranță, dreptatea lui Dumnezeu va judeca asemenea oameni. Fără excepție. Dar inima ta, ca și părinte, inima ta ca și frate în Hristos, inima ta ca și păstor trebuie să fie preocupată cu salvarea copilului în primul rând. Tu nu stai și zici, păi, dacă copilul e în casă cu lupul, e ok, vin ăștia de la, nu știu, care se ocupă cu animalele prin Zalău și constată scena crimei și o să omoare lupul. Nu, așa zici. Să nu zici, măi, sigur vine poliția și o să-l aresteze pe pedofil după ce și-o rezolvat treburile. Acum eu stau liniștit aici la o cafea. Cum să mă scol acum de la cafea, de la părtășie cu frații, să mă duc să-i spun, să mă duc să-i dau un cap la pedofil sau să omor lupul? Sau până la urmă Domnul să judece pe fiecare. De ce să mă bat eu cap? Domnul să judece, Domnul și judecă, nu, Domnul.
Iuda nu zice asta. Iuda simte o urgență, o necesitate ca să apere pe copiii lui Dumnezeu. Oricând știm că sunt credincioși care se află în asemenea situații, noi trebuie ca să simțim grijă și dragoste pentru ei și trebuie ca să-i atenționăm și trebuie ca să-i chemăm să lupte pentru credința dată, odată pentru totdeauna sfinților. Eu nu pot să înțeleg în ziua de astăzi cu câtă ușurință acești oameni sunt lăsați și sunt chemați și sunt invitați în mijlocul bisericii. Nu pot să înțeleg. Și orice voce care critică, orice predicator care strigă atenție, aveți grijă, lupul acesta vrea să vă sfâșie carnea, vrea să vă devoreze sufletele dacă ar fi cu putință, orice asemenea om, în cultura noastră evanghelică este lipsit de dragoste. Un predicator în ziua de astăzi poate predica cea mai mare erezie, poate nega orice doctrină principală a Sfintei Scripturi, și cel criticat este cel care spune, nu-i bine ce ai spus. Nu-i bine ce ai spus. Învățătura asta duce la pierzare. N-ai dragoste, frate. Dar o tocmai o negat Trinitatea. N-ai dragoste, frate. Dar tocmai o negat mântuirea prin credință. N-ai dragoste, frate. Singura erezie în ziua de astăzi este așa percepută lipsa de dragoste. În rest poți să predici orice. Mai ales dacă zici dragoste, dragoste și părtășie frățească. Atenție! Atenție, Biserica lui Hristos, zice Iuda, sunt deja în mijlocul vostru. Sunt deja acolo. Nu urmează să vină, sunt deja acolo. Sunt predicatorii voștri șarmanți, sunt învățătorii voștri lipsiți de orice învățătură duhovnicească, sunt oamenii care predică sfințenia, dar trăiesc ca și draci. Pentru Iuda, situația aceasta este urgentă, iar singura soluție, singura armă împotriva acestui atac este Evanghelia, este credința dată odată pentru totdeauna sfinților. Așa că pune deoparte tot ceea ce făcea, pune deoparte inclusiv această epistolă care o scria despre mântuirea noastră de obște și scrie această epistolă de avertizare. Da? De multe ori e nevoie să faci lucrul acesta. În pastorală, în biserică, ar fi nevoie în lumea noastră evanghelică. Hai să lăsăm predicuțele despre zidire, despre părtășie și să ne confruntăm cu lupul care e între noi. Să ne confruntăm cu învățătura falsă, să ne confruntăm cu ereziile care există, să ne confruntăm cu Evanghelia care e falsă, să ne confruntăm cu oamenii în conducere care sunt ca niște lupi răpitori. Lăsăm astea, care sunt bune, mântuirea noastră de obște, da? Unitatea care avem în Hristos, sunt bune, sunt necesare, dar când lupul e în mijlocul vostru, trebuie să te ocupi de lup în primul rând. Ceea ce urmează este acest avertisment împotriva învățătorilor falși de la versetul 5 până la versetul 15. Da? N-am să-l citesc tot pentru că timpul zboară, dar vă rog ca să urmăriți. În primul rând, vedem că Iuda face apel la diverse evenimente care s-au întâmplat în istoria biblică, în istorie în general, dar prezentate în Scriptură, pentru a exemplifica soarta celor ce se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, împotriva autorității lui Dumnezeu și împotriva învățăturii lui Dumnezeu până la urmă. Și el folosește diverse exemple să ne arate că toți cei care n-au cunoscut locul lor, toți cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu au sfârșit în pierzare. Și punctul de forță al lui Iuda îi cum să te duci după asemenea oameni. Cum să urmărești niște oameni a cărui soartă este pierzarea. Nu înțelegi că și soarta ta va fi la fel? Asta e argumentul lui. Și el apelează, de exemplu, în primul rând, la Israel și izbăvirea Israelului din Egipt. În Numeri, capitolul 13 și 14, avem un episod în care după ce sunt trimise niște iscoade să vadă situația din țara promisă, vine raportul înapoi și poporul începe să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Pentru că concluzia iscoadelor este negativă. Deci Dumnezeu îi scapă întreg poporul Israel de sub robie, văd toate aceste minuni și acum îs la poarta țării să duc iscoadele și vin și zic, măi, ăștia-s cam bătăuși.
Nu știm dacă Dumnezeul nostru îi poate rezolva pe bătăuși. Ăștia a făcut karate, frate. Da? Ăștia a fost la sală. Dar ne-a trecut Domnul prin toate astea, am văzut toate minunile și puterea Lui și slava Lui, dar față de niște karatiști, nu știu ce poate face Domnul. Cam asta e mesajul iscoadelor. Și poporul, în loc să vină și să zică, mă, voi sunteți duși cu pluta, voi n-ați experimentat tot ce am experimentat noi, voi n-ați văzut mâna puternică a lui Dumnezeu, ce-s niște karatiști, niște bătăuși față de Dumnezeul nostru suveran? Asta ar fi fost răspunsul corect. Ei încep și tremură, da? Și zic, măi, nu cred că avem vreo șansă, da? Și n-au încredere, n-au credință în Dumnezeu. Ei zic în felul următor. Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am văzut în ea pe uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Numărul 13, de la 31 la 32, da? Și poporul începe și cârtește. Și zice, mai, nu avem nicio șansă, nu putem, de ce să ne trimită Dumnezeu ca să fim omorâți de oamenii, de oamenii aceștia, da? Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis, de ce n-om fi murit noi în țara Egiptului? Sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Numărul 14, de la 1 la 3. Și la sfârșitul capitolului 14, de la versetul 29 la 34, vine judecata lui Dumnezeu. Și le spune în felul următor. Eu v-am izbăvit din Egipt. Eu v-am scos din robie, eu v-am purtat în mâna mea cea puternică, ați văzut tot ceea ce am făcut pentru voi, dar pentru necredința voastră, pedeapsa este moartea. Da? Voi nu veți intra în țară, nu veți beneficia de mântuirea aceasta. Copiii voștri, despre care spuneți că vă este grijă și pentru care nu vă încredeți în mine ca să-i protejez, ei vor moșteni țara, dar voi nu. 40 de ani veți sta în pustie, da? Și vine Iuda și spune, tot așa este cu acești învățători falși. Ei au beneficiat, corporativ vorbind, de izbăvirea lui Dumnezeu, în sensul corporativ, da? În sensul că au făcut parte dintr-o biserică, au parte la Evanghelie, nu în sensul că au fost mântuiți. Da? N-au moștenit țară, n-au fost mântuiți. Dar au crescut în biserică, au auzit Evanghelia, au și predicat Evanghelia, dar în cele din urmă se dovedesc ca și fiind necredincioși. De ce? Pentru că nu ascultă de Dumnezeu, pentru că nu se încred în Dumnezeu și pentru că merg după pornirile și după metodele umane. Ei fac tot ceea ce ei vor, ceea ce ei știu și desocotesc pe Dumnezeu. Oamenii aceștia au văzut cu ochii lor puterea lui Dumnezeu, au gustat din dragostea lui Dumnezeu care se revarsă în comunitatea credincioșilor și totuși ei nu cred. Și sfârșitul lor, spune Iuda, folosindu-se de acest exemplu a poporului Israel, sfârșitul lor va fi judecata lui Dumnezeu. Al doilea exemplu sunt îngerii. El spune, el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Și Petru are aceeași tematică în 2 Petru 2 cu 4, spune căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Iuda vrea să ne atragă atenția că nimic și nimeni nu-i poate salva pe cei ce se împotrivesc față de Dumnezeu. Nimic nu scapă pe necredincios față de dreapta judecată a lui Dumnezeu. Nu contează cine e. Nu contează că e pastor, nu contează că e prezbiter, nu contează că e președinte de cult, vicepreședinte, nu contează că e papa, absolut nimică, da? Nu contează dacă ai fost născut din poporul ales după carne, Israel, sau dacă ai fost crescut în biserică baptistă, sau dacă ai devenit popă, sau dacă ai devenit preot, sau dacă ai devenit pastor baptist. Dacă nu ești cu adevărat credincios, spune Iuda, nimic nu te scapă de judecata lui Dumnezeu. Și Iuda îi atenționează.
Atenție! Să nu credeți cumva că oamenii aceștia vor scăpa de judecata lui Dumnezeu și să nu credeți cumva că voi nu veți avea aceeași soartă dacă mergeți după niște necredincioși. Al treilea rând, folosește exemplu al Sodomei și Gomorei. Tot așa zice el. Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dădeseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Da? Același mesaj, Iuda este deosebit de clar aici. Ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Da? Și spune, priviți la aceste exemple, le zice Iuda, priviți la aceste judecăți și întrebați-vă dacă vreți să urmați asemenea oameni. Asta este soarta lor, asta va fi soarta voastră dacă mergeți după ei. Iuda parcă se sizează acum că în sânul bisericii va fi o reacție așa, măi, prea de tot. Iuda, totuși acum să vorbim despre frații slujitori cum vorbim despre Sodoma și Gomora? Totuși că acum să vorbim despre unul care știe, mai zice niște prostii din amvon și a fost prins cu amantă, dar s-a pocăit, așa au zis că s-a pocăit. Totuși să vorbim despre ea cum vorbim despre îngerii căzuți și 40 de ani și moarte în pustie. Iuda, nu ești un pic prea drag? Sunt frații noștri, Iuda. Sunt frații noștri. Dragoste, Iuda. Iuda, ca să răspundă la această obiecție care s-a născut în inimile lor și se naște în inimile ascultătorilor mei, probabil și acum, vine de la versetul 8 la versetul 13 și enumără și arată păcătoșenia acestor oameni și necesitatea ca dreptatea lui Dumnezeu să îi distrugă. Și vine și spune, totuși, oamenii aceștia târâți de visele lor, Iuda, în primul rând, ne arată în ce stau oamenii aceștia. Ne arată că autoritatea și motivația acestor oameni sunt visele lor, închipuirile lor. Da? Oamenii ăștia ce visează noaptea, aia fac dimineață. Biblia îi știe, ce idee am avut aseară. Trebuie să găsesc un verset care să meargă cu ideea asta. Da? Cam așa să pregătesc multe predici în ziua de astăzi. Oamenii ăștia au ambițiile lor, ideile lor. În niciun caz nu este cuvântul lui Dumnezeu dreptarul și autoritatea lor. Spune Iuda că își pângăresc, își dezonorează la fel trupul. Iuda ne arată legătura care o face cu Sodoma și Gomora. Oameni care au o învățătură și o credință falsă, până la urmă vor cădea în practici false, practici imorale. Da? Până la urmă se va descoperi că n-a fost problema doar că a dat-o slab în predică de când în când. Că o dă slab cam în toate domeniile vieții lui. Oamenii aceștia, spune Iuda, nesocotesc stăpânirea. La fel ca și îngerii căzuți, care nu știau locul lor, care nu vor să fie stăpâniți, nici acești învățători nu vor să fie stăpâniți. Nu vor să fie stăpâniți de apostol, de învățătura apostolilor, de biserică. Este un eveniment în istoria bisericii. Biserica de la Corint a fost întotdeauna o biserică problematică. Vedem în 1 și în 2 Corinteni că biserica de la Corint a fost problematică. Întotdeauna au fost probleme, certuri și așa mai departe. Clement din Alexandria scrie după moartea apostolilor către biserica din Corint ca să încerce să rectifice problemele de acolo. Și problema în biserica din Corint era în felul următor. La un moment dat au ajuns în conducerea bisericii niște episcopi, niște prezbiteri cu adevărat pocăiți. Și oamenii aceștia au mers în fața bisericii și au zis: până aici, oameni buni, noi trebuie să ne pocăim. Și biserica, știți ce a făcut? Sac și cenușe? Nu, i-a demis pe toți. Într-o zi, i-a demis pe toți. Vreți pocăință? Ăstea prostii, legalism, teologie, doctrină, nu vrem. Noi vrem har, noi vrem dragoste de frați, dar i-a demis pe toți. Și Clement trebuie să le scrie și să spună, oameni buni, ați nebunit, da? Și asemenea oameni care nu vor nicio stăpânire. Nu vor stăpânirea Bibliei, nu vor stăpânirea păstorilor sau prezbiterilor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu suport nici stăpânirea cultelor. Păi frate, tu ești independent. Păi ești independent că cultele sunt o stăpânire rea. Dar ei nici asta nu mai suportă. Nici stăpânirea aia care până la urmă ca și ei nu mai suportă. Da? Câți oameni acum, l-a prins în curvie, ce se întâmplă? El și cu 600 de oameni biserica lui sunt independenți. Prins în curvie.
De ce? Pentru că nu suportă ca cineva să-i spună lui că el nu poate să fie păstor prins în curvie. Și scapă de sub orice, stăpânire, da? Ei nu suportă stăpânirile. Din nou, foarte important, ecleziologia bisericii. Foarte important ca membrii să înțeleagă care e responsabilitatea lor și păstorii să înțeleagă care e responsabilitatea lor. Eu să înțeleg că eu veghez peste voi și voi vegheați peste mine și veghem unul peste celălalt. Și să punem în practică aceste lucruri, să punem în practică disciplina bisericească, da? Și batjocoresc, zice Iuda, dregătoriile. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și să pierd singuri în ceea ce știu din fire. Ca dobitoacele fără minte. Da, v-am spus, Iuda e drastic, Iuda nu se joacă cu lupii. Ca dobitoacele fără minte. Zice Iuda, ei sunt necunoscători față de lucrurile spirituale și își bat joc de ele sau le fac de rușine, da? Le fac de rușine. Dar ceea ce știu foarte bine și vine din fire, de acolo vin tot ce fac. Din firea lor vine învățătura lor, din firea lor vine practica lor și ei sunt ca niște dobitoace fără minte. Ce înseamnă asta? Ei fac ce simt. Ei fac ce simt, da? Ei nu raționează, ei nu judecă, ei nu consultă cuvântul lui Dumnezeu, ei vin și spun, frate, mi-a spus Duhul meu. Păi, ți-a spus Duhul tău că e ok să nu-l disciplinăm, fratele ăla a prins în curvie? Ai Duhul dracului, nu Duhul tău, frate, mi-a spus Duhul meu. Bine, dar mie mi-a spus cuvântul Domnului că asta e procedura. Frate, da? Deci ăștia sunt oameni care, zice Iuda, sunt niște animale, sunt dobitoace, n-au potențialul de a raționa. Câinele e foame și merge și caută de mâncare. Nu contează că e plin de rahat pe acolo. El merge și caută de mâncare. Da? De ce? Pentru că e un animal. Nu are rațiunea umană ca să judece lucrurile. Și Iuda spune, oamenii aceștia sunt de asemenea. Ei nu judecă duhovnicește, își bat joc de lucrurile duhovnicești și judecă firesc și învață firesc și trăiesc firesc. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain. Da? Adică calea de ură și de invidie și de crimă. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Da? Oameni care-s gata să vândă poporul lui Dumnezeu pentru câștig. Câștigul este Dumnezeul lor. Discutam ieri cu un frate și discutam despre problema asta remunerația predicatorului, nu a păstorului. La păstor e foarte simplu. Ar trebui să se depun banii direct pe statul de plată în cont. Dar ar trebui să fie foarte, foarte simplu. La predicatorul ăsta e itineranți, la trubadurii ăștia, da? Și ziceam, măi, dacă ăștia de la ANAF s-ar duce în sezonul de evangelizări și ar face percheziții când coboară ăștia de la Amvon, ar găsi la plicuri cu bani, ce asta nu e evaziune, e lucrarea Domnului. La păstor nu se taie factură. Nu? De ce? Pentru că oamenii aceștia au un singur Dumnezeu, banul. Biserica lor nu le dă suficient, nu neapărat suficient să trăiască, poate le dă suficient pentru poftele lor. E ok, mergem și facem misiune. Și iau de acolo, 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 și iau de acolo. Și el într-o lună de evangelizări face 2 salarii anuale, nedeclarate, neimpozitate. Da? E ok? Nu e ok. Nu e ok, dar eu sunt convins că vor fi 100 de păstori care o să zică, bă, frate, ce-i cu asta? Ce-i cu asta? De ce dacă ai auzit de un medic care vine de la cabinet cu plicul în jeb, cum o primi de la pacient, ai zice, uite ce țară trăim. Uite în ce țară trăim. Totul e numai la plic. Dacă vine păstorul de la Amvon cu plicul, ui, lucrarea Domnului, frate. Nu-i lucrarea Domnului. Nu-i lucrarea Domnului. Va fi un alt mesaj despre remunerația păstorilor, pentru că nu se înțelege deloc biblic această problemă. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Au pierit într-o răscoală ca lui Core, adică au vrut autoritate împotriva slujitorilor lui Dumnezeu. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de albinele, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici, fără rod, de două ori morți, fără rădăcini. Ce zice Iuda? Oamenii ăștia nu contribuie nimic bun. Dar în schimb, iau, mâncă, da? Sunt ca și niște nori, de ce te uiți la nori? Pentru ploaie. Dar ei nu dau ploaie. Sunt ca și un pom, te uiți la el pentru hrană. Dar el nu dă hrană. Da? El este mort în păcatele lui și el fură și ia de pe biserică tot ce poate. Da? Tot ce poate. Bani, stimă,
tot ceea ce-i trebuie lui ca să se angreneze și să se hrănească, el ia. Dar nimic din ce are nevoie biserica nu dă. Da? Niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Da? Soarta lor, zice Iuda, ca să sublinieze încă o dată pentru totdeauna, soarta lor este pierzarea, este întunericul, este judecata eternă. Cum să urmați asemenea oameni? Nu-s frații voștri, nu-s prietenii voștri, n-ar trebui să fie păstorii voștri. Sunt lupi care trebuie împușcați, da? Sunt violatori ai Bisericii lui Hristos care trebuie izgoniți. De seară, cu ajutorul Domnului, ne vom uita la îndemnurile lui Iuda, cum să facă față biserica la asemenea persecuție, cum să țină pieptul la asemenea învățători care s-au strecurat printre ei și vom concluziona cu doxologia lui Iuda, cu slava și gloria care el o dă lui Dumnezeu. Și vom căuta, prin rugăciunile noastre, să cerem și noi călăuzire și putere ca să trăim după cuvântul lui Dumnezeu, să veghem asupra bisericii noastre, asupra fraților noștri și să trăim în biserică și în afara bisericii, în așa fel încât numele lui Dumnezeu să nu fie batjocorit și să fie înălțat în slavă. Amin? Amin. Amin.